Mulțumim Domnului care ne-a păstrat până în această seară, cu viață, cu pace, numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să ne apropiem din nou de Scripturi și în același timp să ne deschidem înaintea Domnului și cu sinceritate să continuăm să studiem din Cartea Sfântă. Astăzi o altă lecție despre gânduri, gânduri de bine. Dacă în lecțiile anterioare am observat câteva gânduri păcătoase, de rău am putea spune, care pot să invadeze mintea noastră și să-și facă lucrarea prin vorbe și fapte sub impulsurile diavolului, să vedem acum în ce mod putem să stăm la îndemâna Domnului și să avem gânduri de bine. Pentru că mintea omului este ca un pământ din care răsar plante. Depinde ce fel de plante. Roditoare sau neroditoare. Depinde ce fel de roade vom aduce, bune sau rele. Să ne amintim cuvintele Domnului care spunea, citesc din Matei capitolul 7, de la versetul 16, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și din aceeași Evanghelie, în aceeași idee, citim din capitolul 12, de la versetul 33. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Însă, așa cum știm din natură, rodul este determinat de natura pomului. De aceea Domnul spunea că trebuie să se lucreze la natură. Și întrucât toate lucrurile pleacă din minte, aici este sediul de unde trebuie să veghem asupra tot ceea ce se întâmplă în întreg teritoriul ființei noastre. Să fim atenți pentru că sunt unele gânduri care pot să pară bune. Sau cineva poate să vină la noi și să se prezinte, să dea impresia că are intenții de pace și că încolo să nu fie așa. Să ne amintim de Eva, care privind la pomul interzis, i s-a părut a fi bun, de privit, de mâncat, și n-a fost așa. Solomon spunea, Proverbe 14:12, multe căi pot părea omului bune, și la urmă se văd că duc la moarte. Însă, tot în Scriptură este scris, cartea profetului Mica, capitolul 6, versetul 8, ți s-a arătat, omule, ce este bine și te alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Deci noi, potrivit luminii care Dumnezeu o lasă prin Scripturi, putem să ne cercetăm dacă gândim bine sau nu. Problema rămâne dacă îi putem citi și pe alții în gândurile lor. Să ne amintim din Biblie de situația aceea în care un împărat păgân, Balis al amoniților, l-a însărcinat pe unul din neamul împărătesc al lui Iuda să omoare pe dregătorul lăsat în țară de babilonieni. Și Ghedalia, fiul lui Ahicam, scrie în Ieremia 40, nu i-a putut citi intențiile rele. Când Iohanan, fiul lui Careah, îl sesizează, el zice, nu e drept. Ce spui tu despre Ismael nu este adevărat. Și totuși era. Se poate însă să fie și invers. În 2 Samuel 10 scrie că după ce a murit Nahaș, David a trimis Saul la Hanun, succesorul și fiul său, să-l mângâie de moartea tatălui său. Însă, sfetnicii săi au interpretat greșit condoleanțele trimise de David și au crezut că trimișii din Israel vin să spioneze și au batjocorit. Deci, să fim cu luarea minte, la cuvântul din această seară și cu atât mai mult în viață, în așa fel încât, după cum spune Pavel în Tesaloniceni 5:21, să ne ferim
de orice se pare rău și să ne ajute Domnul să gândim bine, frumos, în așa fel încât dacă ar fi transparentă fruntea noastră, s-ar vedea și ar putea citi gândurile, să nu ne fie nici rușine și să nu fie nici păcat. Haideți să identificăm câteva gânduri de bine. Spun ca și la lecțiile anterioare, nu voi aminti eu toate gândurile de bine. Vom aminti câteva în mod orientativ pentru a ne putea cerceta. Gânduri de bună vecinătate. Vedeți, trebuie să socializăm, avem lângă noi oameni, avem gânduri bune față de cei de lângă noi. Când s-au întors evrei în țara Canaanului, mă refer la Iacov și familia sa, patriarhii, oamenii au spus, scrie în Genesa 34:21, oamenii aceștia au gânduri bune față de noi. N-au venit să facă război, sunt pașnici. E drept că acolo s-a întâmplat ceva ce nu s-așteptau ei datorită vinovăției lor, a cananiților. Dar evreii, cum știți și din cazul lui Avram și al lui Isaac, n-au venit să cucerească țara. N-au venit să înșele pe nimeni. Știți, Avram, în cazul războiului acela de cucerirea Sodomei și Gomorii, când a eliberat prizonierii, n-a cerut nimic pentru el. Deci, cu adevărat, cananiții au citit bine. Evreii aveau gânduri pașnice. De aceea scrie și înțeleptul în Proverbe, capitolul 3, ca și o avertizare, versetul 29. Nu gândi rău împotriva apropiului tău când locuiește liniștit lângă tine. Deci cel ce locuiește liniștit are gânduri de bine. Care nu stă liniștit are gânduri de rău. Cei răi sunt ca marea care nu se poate liniști. Altă categorie de gânduri de bine, gânduri de pace sau de împăcare dacă a fost vreo situație tensionată. Când s-a dus Samuel în Betleem cu ocazia ungerii lui David, bătrânii l-au întrebat, ce vestește venirea ta, ceva bun? Când noi apărem lângă alți oameni, ce va urma? Pace sau război? Când dăm un telefon la cineva care se așteaptă să venim cu mustrare, să continuăm o stare conflictuală, ce vom face? O vom continua sau vom fi oameni împăciuitori? Să ne amintim de un alt episod din Vechiul Testament, cartea 1 a Împăraților, capitolul 2. La Batșeba, mama lui Solomon, se prezintă Adonia. Era o surpriză vizita lui, pentru că el fusese rivalul lui Solomon la tron. Și spune ea în versetul 13, vii cu gânduri pașnice? O întrebare legitimă. El a spus, da, e drept că nu mai voia să facă război, dar avea tot intenții nepotrivite. O altă situație din Vechiul Testament, o întâlnim în cartea 1 a Cronicilor, de data aceasta conflictul era mult mai acutizat și prelungit. Știți că David a fost o vreme împărat numai peste Iuda, dar încet, încet, Israelul întreg s-a trezit și au trecut de partea lui. Aici este un moment în care mai mulți războinici vin să-i se asocieze și el întreabă de la versetul 17, dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, că nu fac nicio sălnicie, Dumnezeu, părinții noștri, să vadă și să judece. Și într-adevăr, ei veneau cu gânduri pașnice, Duhul Dumnezeu era peste ei. Scrie aici de la versetul 18 că unul din ei a apucat de Duhul, a zis, suntem cu tine, David, și cu tine, fiul lui Isai, pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău te-a ajutat. Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. În versetul 38, tot aici este scris, tot acești bărbați, oameni de război gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel au toți cu un gând să facă împărat pe David. Aveau gânduri de pace. Dar așa cum am amintit din aceste exemple, nu
toți au gânduri de pace. Problema se pune, ce vom face noi? În Psalmul 34 este scris să căutăm pacea, dar eu citesc direct din 1 Petru 3, unde este reluat și completat, aș spune, acest sfat. Citim mai multe versete de aici, 1 Petru capitolul 3, de la versetul 8. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri. Ce gânduri? Versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău. Versetul 10. Înfrânați-vă limba de la rău. Versetul 11. Să se depărteze de rău, să facă bine, să caute pace, să o urmărească. Versetul 12. Și cine vă face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? E foarte important să avem gânduri de bine, ca să aplanăm un conflict, să facem pace acolo unde a fost dezbinare. Așa ceva este plăcut Domnului. Doamne, ajută-ne! O treia categorie sau formă de identificare a gândurilor de bine, gânduri cu intenții favorabile în diferite împrejurări ale vieții. Întâlnești pe cineva. Nu este nici vecinul tău, n-a avut cu el nici conflict, ai ocazia să-i faci un bine sau să fii indiferent, Doamne ferește, să-i faci rău. În Proverbe 21:21 stă scris: cine urmărește neprihănirea și bunătatea. Deci să cauți să faci ceva bun. Un astfel de om găsește viață, neprihănire și slavă. Să ne amintim de situația lui Iosif în perioada logodnic cu Maria, mama Domnului Iisus Hristos. A aflat, nu știu în ce măsură se vorbea, cum se întâmplă printre oameni, cel puțin în cercul apropiat, că Maria este însărcinată. Și spune Scriptura Matei 1:19-20 că și-a pus de gând să o lase, dar pe ascuns. El nu putea să îi facă rău. Gândurile lui au fost de bine în acea împrejurare. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 19, Pavel ajunge la Roma și spune fraților săi cum a ajuns el acolo. Zice, n-am avut niciun gând să părăsc neamul meu, măcar că-i făcuseră peste tot multe probleme iudeii. Dar n-a fost intenția lui să-i părască, a fost doar pus în situația să se apere. Să citim și din Roman 12, versetul 17, în aceeași idee a unui comportament de bine, în diferite împrejurări. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Pentru a face un rău, trebuie mai întâi să ai un gând pe măsură. Urmărit ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Așa am făcut, dacă n-am făcut, măcar să facem de acum. În 1 Tesalonicenii 5:15 este ceva asemănător. Lua seama ca nimeni să nu torcă altuia rău pentru rău. Asta a fost în ideea anterioară. Și acum în cea prezentă. Și căutați totdeauna, deci în orice împrejurare a vieții, să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. În Scriptură sunt doi oameni care sunt numiți oameni de bine, nu că au fost numai doi. Dar textul biblic îi surprinde în traducerea noastră sub această exprimare, oameni de bine. Unul este un preot din vremea lui David, care atunci când a sosit să aducă o știre, s-a spus, e un om de bine, aduce vești bune. Iar celălalt este Barnaba, Fapte 11:24, un om de bine. Știți că el l-a introdus pe Saul între ucenici, i-a luat apărarea lui Ioan Marcu, un om de bine, numit și fiul mângâierii. În Scriptură avem în dreptul unora notați că au fost oameni răi,
Să fim așadar oameni de bine, prin vorbele și prin faptele noastre. O altă categorie de gânduri, gânduri fără prejudecăți și fără bănuieli rele. Citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 21, unde Pavel îi scrie ucenicului său, colaboratorului său: te rog fierbinte, deci este ceva imperativ, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, observați martorii cei mai speciali, de rangul cel mai înalt dintre cosmosul, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Noi oamenii suntem tentați să bănuim, cum v-a citit despre Hanun, fiul lui Nahaș. Oare de ce vine la mine? Vrea să afle ceva? Oare de ce mă întreabă asta? Să nu venim cu astfel de bănuieli. Dacă e un pericol, să ne punem în gardă, dar cel puțin să acordăm prezumția de nevinovăție. Este un episod în Iosua 22, unde sunt prezentați războinicii de la răsăritul Iordanului care au fost lăsați la vatră după ce Iordanul a fost cucerit și, sub un impuls al gândirii lor, au ridicat un altar a cărui mărime izbea privirile pe malul vestic al râului Iordan. Apoi au trecut în partea estică unde erau locuințele. Asta s-a aflat. Cu ce gând au crezut oamenii că s-a construit acest altar? Idolatrie. Și s-au mobilizat să le declare război. Totuși au avut înțelepciunea să trimită pe Fineas și mai multe căpetenii care au discutat cu ei și aceștia le-au spus: nici vorbă, nu ne-a trecut asta prin minte. Și s-au întors înapoi și astfel au rămas pe pace. Există ideea aceasta în noi, dacă nu suntem duhovnicești, dacă nu suntem obișnuiți să gândim de bine, să punem răul în față. A trecut cineva pe lângă tine cu mașina sau pe stradă, nu te-a salutat, poate n-a fost atent. Cine știe la ce se gândea? Și poți să ai un gând rău, vezi? Are ceva cu mine. Și poate bietul om nu te-a văzut de necăjit ce este. Deci, să veghem, ca să nu catalogăm pe nimeni ca și cum noi am pus aparatul nostru care dă rezultate exacte pe mintea lui și știm exact ce are în căpșorul lui. Mai degrabă să interpretăm de bine decât de rău. Altă categorie de gânduri, tot de bine, gânduri de dreptate, de apărarea celor nevinovați, de îndreptarea unor stări rele. Noi putem să fim indiferenți. Și zice, am psalmul 58, oare tăcând faceți voi dreptate? Sau putem să apărăm pe alții? Când vedem pe cineva într-un necaz sau nedreptățit, putem să trecem așa, ca levitul și preotul, treaba lui, de ce s-a băgat acolo? Dar acesta nu e un gând de bine. Un gând de bine este să-l ajuți pe om, să ridici. Să citim câteva cuvinte din Iov 29, unde acest om neprihănit se apăra, trecând în revistă gândurile de bine care i-au marcat viața. Citesc de la versetul 12. Că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Versetul 14. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mea era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Gânduri de bine. Pentru că altfel rău, dacă este puternic, se manifestă fără reținere. Și dacă cineva are puterea să facă ceva, să acționeze. Să citim și din Proverbe, capitolul 12, versetul 5.
Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate. Dar sfatele celor răi nu sunt decât înșelăciune. Proverbe 31, sfaturile unei mame pentru fiul ei pregătit să fie rege. Versetele 8 și 9, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel norocit și pe cel lipsit. Nu doar în familie, dacă un copilaș mai mic este nedreptățit sau la școală, în societate, oriunde s-ar fi, sau în societatea, în comunitatea de credincioși, să fim ca Moise, care a luat apărarea unui nevinovat, chiar dacă vinovatul a strigat mai tare. Un gând de bine. O altă categorie, gânduri de implicare, de dedicare în lucrarea Domnului. De a sluji sub o formă sau alta. Ne bucurăm ca și conducerea bisericii când vine cineva și spune, uite, vreau să slujesc la cor, vreau să fiu gata să mă duc în misiune, vreau să dăruiesc, gânduri de bine. Pentru că noi putem să ne folosim veniturile și energiile într-un scop pozitiv sau într-un altul negativ. Aici, unul din exemplele cele mai binecuvântate a Scripturii, regele David și fiul său Solomon, dar în primul rând David, citim în 1 Împărați, capitolul 5, versetul 5. Solomon scria, iată, am de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David. Versetul 8. Continuăm din capitolul 8, ca să citim doar punctual. Versetul 17, același Solomon spune, tatăl meu David avea de gând să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului Israel. Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numele meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Observați, Dumnezeu a calificat de bine gândul lui David. Noi ce am gândit bine pentru casa lui Dumnezeu? Spunea Neemia mai târziu, sute de ani după aceea, rugându-se să nu uite Dumnezeu intențiile lui bune pentru casa Domnului, pentru cetatea Ierusalimului. Tot David spunea în Psalmul 122, din pricina fraților, a prietenilor, doresc pentru casa Domnului numai lucruri bune, pacea, fericirea. Citim și din 1 Cronici, capitolul 22, versetul 7. Aici David îi spune fiului său Solomon, aveam de gând să-ți desc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu. În capitolul 28 cu 2 spune poporului de data aceasta, ascultați-mă fraților și poporul meu, aveam de gând și gândul ăsta i-a fost singurul gând proeminent în vremea aceea. E scris că după ce a terminat cu războaiele a avut un singur gând. Știți că el spunea un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbind. Frumos gând. Și a folosit toată bătrânețea. Dacă tinerețea i-a fost consumată de lupte, bătrânețea i-a fost cuprinsă de gânduri cu privire la casa Domnului. Ce să fie, cum să fie. Frumoase gânduri. De aceea se roagă el aici în finalul cărții, în capitolul 29, să țină Domnul aceste, să țină Domnul aceste intenții vii și în inima poporului. Un alt rege mai târziu, Ezechia, citim cartea a doua cronicilor, capitolul 29, vine cu un gând asemănător. Nu degeaba scrie că s-a comportat ca și tatăl său David. Versetul 10. Am de gând să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Asta a spus în contextul promovării și provocării leviților să facă ordine în casa Domnului și să se instaureze din nou slujbele.
este ceva plăcut, am întâlnit în viață, îmi vine în minte un frate în vârstă care pe terenul lui și pe cheltuiala lui a construit o adunare. Au mai ajutat și alții, dar cu sume nesemnificative față de aportul lui. Avea deja vreo 80 de ani când a văzut că poporul s-a înmulțit și trebuie extinsă adunarea și a făcut el un plan din veniturile acumulate de el să le doneze și să mărească localul. Și Dumnezeu l-a ajutat să-și vadă împlinită dorință, gânduri bune. Ele pot să fie cu sume mari, ca în cazul regelui David, dar și cu sume mici. Ca în cazul acelei văduve sau femei care a dăruit pentru Domnul și a fost lăudată și s-a spus că ce a făcut ea trebuie să fie spus peste tot. De aceea a și îngăduit Domnul ca să fie scris pe paginile Scripturii. Și ultima categorie de gânduri, de fapt, este o atitudine, gânduri sincere în conformitate cu declarațiile verbale sau scrise. Să fim cu inima curată când vorbim, gândurile să fie de bine cu adevărat, nu doar din vârful limbii. Aici să fie pace și în adâncul limbii să fie război. Din nou aici David este în evidență, îl spune în Psalmul 16, Doamne, Tu știi ce gândesc? Nu am vreun gând rău față de Saul. Putea să o fac, Dumnezeu l-a testat, s-a dovedit că nu a avut decât gânduri de bine. Cum să-l ucide el pe Saul când el i-a ucis pe cei ce l-au ucis pe Saul, considerând că au procedat greșit. Aici să fim atenți și în plan religios, pentru că spune Pavel în Galateni că unii cu spirit de partidă aparent vin cu gânduri bune să ne câștige de partea lor. Iată ce spunea el Galateni, capitolul 4, versetul 17. Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Așa cum spunea Domnul și spre farisei, înconjoară lumea ca să mai aibă un adept, dar nu este un gând bun, curat. Pentru că Domnul nu ne-a trebuit să adunăm oameni în partida noastră și să facem ucenici. Că merg după noi, că merg după altul, să meargă după Domnul. Să ne amintim de Ioab, care atât pe Abner cât și pe Amasa i-a ucis cu sânge rece în baza unor declarații de bine și gândurile erau totalmente de rău. Ura era ajunsă până la forma cea mai avansată de crimă. Să ne păzească Domnul de asemenea fățărnicie. Așadar, am expus câteva din posibile gânduri de bine. Să avem gânduri bune față de vecini, față de vrăjmași, în orice împrejurare, să nu fim cu prejudecăți, să avem un spirit de dreptate, gânduri bune față de lucrarea Domnului și sinceri în toate. Amin. Acum câteva explicații și recomandări pe tema gândurilor de bine. În primul rând, ceea ce ar trebui să ne dea liniște și încredere e că Dumnezeu are numai gânduri de bine față de toți cei care îl caută cu pocăință. Nimeni dintre noi nu poate să-L bănuiască pe Dumnezeu, dar dacă gândește ceva rău împotriva mea. Numai bietul Iov a zis, iată ce avea în inima ta să faci. Dar și față de Iov, Dumnezeu cu siguranță s-a portat ca un părinte. Nu degeaba în final a dat dublu. Și cazul lui Iov a rămas pe toată posteritatea un exemplu de rezistență și de biruință în fața răului care există în cosmos. Dumnezeu a spus evreilor, citim din Ieremia 29, cum gândește El? Asta pentru ei și generalizând putem spune cu încredere în orice împrejurare, repet, față de cei ce se pocăiesc. Dumnezeu pe cei răi, în final îi va judeca, dar când cineva vrea să-L caute pe Domnul, Dumnezeu are numai gânduri de bine. 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Versetul 14, mă voi lăsa să fiu găsit de voi,
voi duce înapoi pe prinșii voștri de război, voi strânge toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi duce înapoi în locul unde v-am dus în robie. Deci și când s-a mâniat pe ei și i-a pedepsit, dacă ei s-au pocăit, Dumnezeu a avut și are gânduri de bine. Asta a fost nădejdea lui Ieremia, citim din plângerile sale, capitolul 3, și asta trebuie să fie speranța noastră a tuturor. Apropo și de lecția anterioară cu depresia, să știm că Dumnezeu niciodată nu are ceva în plan rău pentru noi, numai de bine. Plângeri 3, de la versetul 21, iată ce mă gândesc în inima mea și ce mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului s-au sfârșit, îndurările nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Îi mulțumim pentru aceasta. Domnul are numai gânduri de bine. Ne vom putea baza pe El pentru toată veșnicia viitoare. Nu ne va face surprize. În al doilea rând, vreau să observăm că gândurile de bine sunt fapte în așteptarea materializării și Dumnezeu le poate răsplăti chiar și fără să mai ajungem să le materializăm. Dacă Dumnezeu judecă gândurile rele, cu siguranță răsplătește și gândurile bune. N-ar fi drept altfel. În cartea Genesa, capitolul 37, versetul 22, scrie despre Ruben că avea de gând să-l scoată pe Iosif din mâinile lor. N-a mai reușit. Dar gândul a fost bun. În schimb, a rezolvat Dumnezeu problema. Sunt situații în care vrem să facem un bine și n-apucăm. Zice Pavel în Filipeni, capitolul 4, citesc versetul 10. M-a avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnovăiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Și atenție, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Adică filipenii au avut de gând să-i trimită ceva, dar ei erau săraci, n-aveau ce. La prima ocazie care s-a evit, au făcut un pachetel și l-au trimis din Balcan până la Roma. Și scrie Pavel în continuare, am avut eu legături cu voi în ce privește darea și primirea. Ce diferență! Sunt sărași care își fac planul cum să ajute și bogați la care nu le vine ideea. Dumnezeu va răsplăti aceste intenții, chiar dacă încă nu sunt materializate. Dacă avem un angajament ferm. Când s-au dus cele două iscoade a lui Israel trimise de Iosua în Irihon, s-a făcut o înțelegere între Rahab și ei. Și și-au declarat față de ea și casa ei intenția de bine. Așa s-a și întâmplat. Nu au fost neserioși. Puteau să spună, ce ne pasă nouă? Bine că am scăpat noi. Nu, au vrut să-și materializeze promisiunea. Spune în proverbe că cine se laudă cu zidărnicii pe care nu le face este ca și un nor fără ploaie. Tragi nădejde că vine, numai că nu vine. Să citim și din 2 Samuel capitolul 9, unde apare David într-o intenție care s-a materializat. De data aceasta a avut puterea să o facă, o intenție de bine. 9:1, David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine. Din pricina lui Nathan, versetul 3, împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă por cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Ziba a răspuns împăratului, mai este un fiul lui Nathan, o loc de picioare. Și, cum știți, împăratul a chemat și acesta a fost oaspetele sau mai degrabă participantul permanent la mesele împăratului.
E foarte important să avem generalizate gândurile de bine. Cred că e ceea ce spune în Proverbele 1 cu 3, bunul simț. Să găsești ideea și maniera de a putea să faci un bine. Cel puțin prin cuvinte, dacă poți și prin fapte. Tot în Proverbe scrie în 11 cu 27, cine urmărește binele? Să văd în ce împrejurare pot să-l înfăptuiesc. Își câștigă bunăvoință. Nu toți oamenii sunt așa. Partea a doua versetului spune, dar cine urmărește răul, este atins de el, pentru că așa cum ai făcut, ți se va face. Deci, cine ne-ar putea opri pe noi de la intenții bune? Nimeni. Și Dumnezeu ne le va nota. Dacă, sau chiar dacă nu, vor reuși să se materializeze. Un alt aspect referitor la gândurile de bine, la o gândire curată, pozitivă față de toți. Gândurile referitoare la mântuire, la jertfa Domnului Iisus, la împărăția viitoare, nasc în noi stări comportamentale curate și corecte. De exemplu, când ne gândim că Domnul ne-a iertat, poți să mai ții ură? Când știm că Domnul ne vrea sfinți și că noi suntem templul Duhului Sfânt, să-ți vină gânduri imorale față de o persoană? Deci a ne gândi la ce a făcut Domnul pentru noi. Până aici, la sfințenia sa, la viitorul pe care ne-l pregătește. Asta ne obligă. Se spune că un om a mers cu trenul și într-o gară, pentru că trebuia să-l mai schimbe, a văzut scris să păstreze curățenia și să nu scui pe oamenii pe jos. Și era o mizerie acolo și a scuipat tocmai lângă tăblița aceea. S-a dus în altă gară, totul era curat și un alt călător a zis cu care mergea, nu mai scuip și aici? Dar tu nu vezi și curățenie aici? Unde se scuipe? Îți închis scuipatul aici. Când privim la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la faptul că ne-a sfințit, ne-a curățit, ne-a șters toate murdăriile, să mai păstrăm gânduri rele. A întrebat Dumnezeu pe evrei, citesc din Ieremia, capitolul 4. Versetul 1 spune până când vei păstra gânduri nelejuite în inima ta. Și dacă nu-l zăresc, el tot aici rămâne. Asta este întrebarea pentru noi, ca să ne gândim dacă este mintea noastră curată, gândindu-ne că Dumnezeu ne-a curățit. Noi am fost sfințiți, dar am fost chemați să fim sfinți. Doamne, ajută-ne! Tot în privința aceasta vreau să vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 2. Sunt cuvintele apostolului Pavel, adresate corintenilor care știm din contextul epistolei că erau dezbinați, aveau între ei stări firești. 1 Corinteni 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos, Iisus Hristos și pe răstignit. Adică imaginea Lui v-ar face să vă pocăiți.
Și apoi scrie aici în final, în versetul 16, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos să ne ajute Domnul. Tot la această idee, îmbogățind-o, vreau să vă amintesc din Scripturi că meditația sfântă, cugetarea numită în Psalmul 1, ne păstrează mintea cu gânduri de bine. Să citim cuvintele de aici, de la începutul Psaltirii Sfinte. Fericit de omul care nu se duce în companii păcătoase, versetul 2, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Și care e rezultatul? Gândindu-ne la Dumnezeu, la lucrurile sfinte, la voia Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și a cărui frunze nu se vestejesc. Deci, viața noastră, intențiile și faptele în final vor fi purtătoare de har și de biruințe în ispite dacă ne gândim la lucrurile sfinte. Dacă ne lăsăm invadați de frământări lumești, de plăceri păcătoase, cum scrie Romani 1, s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără percepere s-a întunecat. Lumina lui Dumnezeu ne păstrează mintea în lumină. De aceea spune Pavel, n-am de gând altceva, Galateni 6:14, decât să știu că eu sunt răsignit față de lume și lumea față de mine aparțin unei alte împărății, sunt al Domnului. Și cei mai înălțători, și asta ar fi ceva de nota 10, să ne găsească Domnul în momentul revenirii sare, gândindu-ne la El. Știți ce spunea Domnul ucenicilor? Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci e foarte ușor să ne scăpăm gândurile la altceva. Ei, cred că acolo se referă la faptul că noi nu vom putea să încadrăm ca evenimente într-un anume moment venirea Domnului. Dar tot din această exprimare a Domnului putem să înțelegem că este foarte indicat să ne găsească Domnul într-o stare spirituală bună. Doamne, ajută-ne! Așadar, frați și surori, dacă Dumnezeu gândește numai bine, să ne ajute Domnul așa să gândim și noi. Că nu totdeauna putem să facem bine, nu avem capacitate și posibilități cât Dumnezeu, dar măcar intențiile să fie bune. Și ca să ne fie gândurile numai de bine, să evităm răul, tendințe păcătoase, bănuieli, să ne gândim la Domnul și la lucrurile sfinte. Asta ne va ajuta, meditația sfântă, să ne păstrăm gândurile curate și noi să fim într-o stare plăcută Domnului. Să încheiem afirmând că binele trebuie ales, trebuie căutat, în final trebuie înfăptuit, dar toate astea pleacă de la gânduri de bine. Un verset de căpătâi a lecției noastre este Proverbe 14:22. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Și partea a doua, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Când n-am lucrat cu bunătate și credincioșie, asta este o dovadă că nu am gândit bine, că n-am avut gânduri de bine. Iată ce scrie și în cartea Iov, capitolul 34, versetul 4, sunt cuvintele lui Elihu și vreau să luăm această idee pentru mintea noastră, aici unde vin gânduri cu grămadă, e ca la piață. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Deci să facem selecție de la minte. Căci dacă nu facem așa, ne invadează rău. Cum scrie în Psalmul 36, versetul 4, naștenutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște rău. Pentru că binele sau răul pleacă de la nivelul minții. Să nu ne permitem să ne invadeze răul. Să nu uităm ce a spus Dumnezeu lui Cain. Genesia capitolul 4, versetul 6.
pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți-a pus omor în fața. Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Gândul de rău e în preajma ta. Ține-l la ușă. Nu-i permite. Pentru că aici înăuntru, unde se elaborează planurile de viață și se nasc faptele, unde se făurește caracterul, să avem numai materie primă bună. Și dacă vom veghea, vom avea o minte sănătoasă, care operează numai cu gânduri bune și are ca rezultat nu doar un caracter ales, ci mântuirea. Foarte important să ai o minte sănătoasă, nu una bolnavă, să te ducă gândul la rău, la păcat, să poți să stai în echilibru. Scrie în Cartea Proverbe, capitolul 2, că dacă ne dăm silințele, vom ajunge la starea aceasta. Uneori este o trudă. Zice în Ieremia, cum puteți voi să faceți binele ca să deprind să faceți rău? Dar dacă ne silim aici în Proverbe 2, sunt 7 de dacă, până la 7, în final, versetul 10, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Aici trebuie să ajungem. În Noul Testament este scris în cuvintele lui Pavel, în Timotei, capitolul 5, 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea. Ținta. Dar cum se ajunge într-acolo? Care vine dintr-un cuget bun? Observați, e foarte important ce cugetăm. N-ai cum să faci bine dacă gândești rău. Dintr-o credință neprefăcută și o inimă curată. Inima e mintea. Și dacă vom fi și vom face așa, atunci cred că se va adeveri pentru noi o urare, o binecuvântare pe care vă citesc în final din Evrei 13. Versetele 20 și 21. Cred că asta potrivește pentru cei ce se hotărăsc și se luptă să aibă numai gânduri de bine, să putem fi numiți oameni de bine. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor a oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.